Următoarea întrebare, cumva similară, este ce înseamnă moartea? Acum, în antiteză, ce înseamnă moartea și cum se stabilește din punct de vedere medical? Este moarte cerebrală, moarte clinică? Sunt mai multe tipuri, dumneavoastră știți mai bine. Da. Păi, evident că moartea înseamnă încetarea tuturor funcțiilor vitale, indubitabil. Ceva dispare din noi. Făceam această socoteală, acest calcul când scriam în 1981, când a apărut prima formă a inteligenței, când mă gândeam în această manieră, că dacă viața ar fi numai acei parametri care măsurăm la creier electroencefalogramă, la electrocardiogramă și așa mai departe, dacă am înregistrat asta ca parametri și în momentul în care noi murim, timp de 3 minute, nu e mort nimic în noi. Dacă parametrii ăștia electromagnetici ai tuturor obiceiurilor noastre, i-am înregistrat și am pune insul, l-am conectat la o priză, la curent și i-am dat acești parametri, deci el, cel puțin în primele 3 minute, ar trebui să funcționeze, să rămână viu și să funcționeze mai departe, ceea ce nu se întâmplă. Asta îmi demonstrează că ceea ce noi numim suflet este cu totul altceva decât un simplu curent electromagnetic, cum vrea materialismul să ne convingă pe noi. Înțelegeți ce spun eu acum? Deci, moartea este încetarea tuturor funcțiilor vitale. Există, până acum, până la transplant, se vorbea despre care era momentul de care definea moartea. Se credea că e moartea inimii. Ori în clipa de față știm că nu este moartea inimii ultima, deci inimii încă mai poate funcționa în momentul în care un om expiază, în care, spunem noi, moare, ci este moartea creierului. Dar atenție, asta a fost extraordinar de important pentru experiența morții clinice, că așa a fost studiată. Moartea creierului începe mai întâi prin anularea curenților, biocurenților care se petrec la nivelul cortexului cerebral, înregistrarea electroencefalogramei din forma zimțată pe care o are ritmul alfa, beta, teta și așa mai departe, devine o simplă linie. Deci, în loc de electroencefalograma specifică viului, apare o linie fără niciun fel de modulație. 2. Moartea se stabilește în clipa de față, din momentul în care noi vorbim de transplantul unor organe, a ficatului, a rinichiului, a cordului. Noi avem secretarii internaționali de stabilire a morții, pentru că imaginați-vă că dacă n-am avea criteriile astea și noi am luat inima unui om numai să-i o dăm altă, însemna că ucidem unul ca să salvăm pe altul, ce ar fi o crimă. Ori, evident că nimeni nu și-ar permite acest lucru și este un criteriu internațional de definire a morții în clipa de față, și anume este momentul morții totale este acela în care reflexele de trunchi cerebral sunt abolite. Deci, în momentul în care avem un om cu neșansa de a-și continua viața, atunci și familia își da acordul, de pildă, să se recolteze un organ și mulți vor asta ca să știe că inima copilului lor, de pildă, continuă să bată într-o altă ființă și sunt mulți părinți de genul ăsta și mi se pare că e un lucru absolut teribil de generos și de frumos. Da, știi că inima copilului tău poate într-un alt corp. Ei, se stabilește momentul în care se recoltează inima numai în momentul când reflexele de trunchi cerebral sunt ultimele care dispar. Când au dispărut astea, știm că acel om nu mai are nicio șansă la viață și putem să recoltăm organul, să-l transplantăm la altcineva. Ei, iată, și în experiența morții clinice s-au studiat exact acestea reflexe și s-a văzut că în momentul morții clinice creierul nu mai funcționează. Exact pe aceste criterii pe care vi le-am denumit acum. Și merg mai departe. Este un lucru extraordinar pe care s-a observat și medici au observat lucrul ăsta, că odată cu transplantul inimii, se transplantează, se transferă insul respectiv și o se întreagă de obiceiuri pe care le-a avut insul acel individ. Vă pot spune un lucru care mi s-a părut extraordinar. O fetiță de 9 ani a primit inima unei fete de 11 ani. Și această fetiță începe să viseze noapte de noapte pe donatoarea inimii, că îi spune, zice, uite, în următoarele împrejurări, X m-a ucis, te rog să spui lumii.
Fetița la 9 ani nu realiza lucrul ăsta și era, credea că este un coșmar, spunea părinților, părinții nici ei nu erau mai informați. Și la un moment dat, în sfârșit, văzând copilul de noapte în noapte speriat, duc la un medic psihiatru. Medicul psihiatru era un om, măcar cu cultura necesară, să realizeze că acolo se întâmplă ceva. O ascultă pe fetiță, o înregistrează și, evident, spune asta la poliție. Ei, aflați că tot ceea ce i s-a spus în vis fetiței, în prejurările care a fost ucisă donatoarea ei. Cine era? Ce s-a întâmplat? Exact toate aceste lucruri s-au adeverit prin raportarea la organul de resort, evident, cel care se ocupa de aceste lucruri. Este asta un transplant a unei conștiințe, a unui eveniment care s-a întâmplat, acelei ființe prezente la momentul dezastrului, acelui crime care s-a făcut cu ea? Este o informație care s-a transmis prin inimă? Și atunci întrebarea mea este, gândim doar cu creierul? Dacă gândim cu creierul, de ce aceste informații se transmis și prin inimă? La receptori, la cei care primesc această inimă. V-am dat numai un exemplu, sunt extrem de multe. Foarte interesant, n-am mai auzit această experiență, dar chiar e foarte interesant. Am spus asta ca să înțelegem că ceea ce eu numesc conștiință este de fapt un ram din conștiința, marea conștiință cosmică, în timp ce noi numim, mintea este cea care este rezultatul funcționalității biochimice și electrochimice a creierului. Noi facem o confuzie spunând că conștiința este produsul creierului. Nu. Creierul este produsul conștiinței, iar ceea ce creierul nostru, în funcționalitatea lui, ce rezultă din funcționalitatea creierului, se cheamă minte. Dar lucrurile astea se confundă. În cartea Creierul și Mintea Universului am lămurit bine lucrurile astea. Am spus, hai să ne înțelegem. Conștiința este un trunchi din marea conștiință cosmică, pentru că n-ai nicio explicație cum a apărut universul ăsta. E clar că noi trăim într-un univers inteligent și noi nu avem decât să spunem că e totul întâmplare, dar n-are cum. Dar cum să vorbești de existența unei inteligențe de întâmplare, că toate lucrurile astea apărut întâmplare? Este o întreagă literatură pe domeniul ăsta scris. Nu este momentul să discutăm acum, dar pot oricând să abordăm subiectul. Da, într-adevăr, foarte interesant ce spuneți.